Hello everyone și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest minunat canal de YouTube. Eu sunt WXLMX2 Sedan și de azi vreau să joc pe episod și pe live, o să fac și live, să facem serie cu GTA 5, toate misiunile din GTA 5. Vreau să facem toate astea, gen, înainte să apară GTA 6, vreau să joc toate misiunile, să le fac cap coadă. Bun, băieți, jefuim aici din... Cred că toată lumea știe prima misiune. O să băgăm și GTA Online, o să jucăm și GTA Online, pentru că mi-am luat un alt GTA pe un alt cont de Steam. Și o să fac și misiuni de la zero, exact cum cresc pe GTA Online. Misiuni, heist-uri și toate nebunerile astea. O să continui și cu Hitman. N-o să las. Continuăm frumos și cu Hitman, continuăm și cu tot. Hai bă, odată. Hai bă, intră acolo, mă. Ăla e tati, închide mă ușa. All set, phone it in. I'm making the call. Mame. Ce telefon vechi. Mame. Alright, we gonna do this? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Banii, luăm banii! There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Ăla e tati. We're done here, let's go. Hai mă, ieși. Come on out, B. Give it up. I got him. Mă. I-a scos masca, bă, i-a scos masca. Get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. Right thing. A murit. Săracul. Hai. Hai să mergem. Da, să ne ascundem și noi aici. Hai, domnule, pune bomba. Bomba bombelor, bomba bombelor. La 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 la. Băieți, în legătură cu proiectul Riverside. Ies în derulare. Gen, proiectul merge și e ok. A venit poliția. Dă-te-mă de aici. Bine, sper ca sunetul să se audă ok. Stai unde, uite. Bine mă, hai. Ok. Capos. Ok. Unde ești? Gata. Mamă, ce greu să aleargă prin zăpadă. Să scăpăm și noi de poliție. Gata. Am scăpat de poliție. Hai să luăm mașinuța. Am înnebunit la ora asta. Apucă cântatul. Yeah, you're real stout.
Ăla de unde a apărut? Ups, nasol. Ia să vedem cum sunt eu pe condus. Foarte prost, știu. Hai să vedem. Hai, hai. Hai la elicopter, hai la elicopter. Unde e trenul? Vine trenul din Galați. Ups, mă scuzați. Mi-a venit melodia asta în cap, ce vreau să fac? Hai. Și-a... Mamă, ce-a fost asta? Oh, yeah. Copacul vieții. A, nu, că așa conduc în mod normal pe CT, deci nu... Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Hai. Hai cu planul. Hai cu planul. Aici ne batem, o să fie Brad sau o să fie mort. Ia uite-l. Oh, de ce asta era? Ok. Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out. Okay, Michael. T, you gotta get out of here. I ain't gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna be. Hi, Mo. You gotta bleed out. Go. Mă, dar durează, mă, chestia asta. I'm standing here. Finish me. Die, you cocksucker. Nu vreau să mor, nu vreau să mor. Come on. Ok. Bă, dar mă să mulți, mă? Mamă, că-s vin, bă, frate! Mă scuzați? Da. Run, Trevor, run! A scăpat Trevor. A scăpat Trevor! Gen, cred că săptămâna viitoare, cred, nu sunt sigur, nu știu exact, depinde după scriptor, o să încerc să dau câteva spoilere legate de noul server. Riverside.rpg. Sper să se numească așa. Să vedem. Să vedem ce și cum. Și vedem ce vom face. Acum v-am zis și vă repet, vedem ce zice și scriptor, pentru că eu vreau să fac RPG, dar pe platforma de 5M. E un pic mai complicat față de un server de 5M, gen cu roleplay. La mine nu o să fie obligatoriu roleplay, practic e un fel de SAMP, dar pe 5M. Am ales platforma de 5M și nu Rage, pentru că pe 5M se poate face foarte, foarte multe. Se poate folosi multe chestii și foarte multe moduri, mai ales de grafică, care sunt gratis. Pe Rage trebuie să cam plătești și nu prea e ok, deci vă dați și voi seama. Dar e ok, e ok, o să mergem înainte. Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day. Ah, acum asta a ajuns la medicul acela nebun. Cred că s-aude jocul cam tare față de vocea mea, cred că. Nu știu, nu sunt sigur, dar o să vedem. Sper să se audă ok. Dacă vă place, lăsați și voi un like, subscribe. Hai să creștem și noi canalul, să să le readucem la viață acest canal, dacă vreți. Și dacă vă place ceea ce fac. Dacă fac.
10.000 de abonați. De atunci o să încerc să fac și vă promit că o să încerc să fac videoclipuri cu facecam. Deci o să fac și face să-mi vedeți moaca. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Haide, mă. I'm sure this shit is working for me. Da, da. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Da. Whatever you say, Doc. Și acum începe jocul propriu zis. Pum, pum, prum. Când o să apare GTA 6, vreau să facem live-uri și să facem la fel, tot story-uri pe episod sau pe live. Cred că ar fi mai ok pe live, dar vedem ce și cum. Hai că deja nu, da. Oh, ia uite. Hello, Franklin. Pay for with bad credit. Come to daddy. Which one you want, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Only child. Oh, you balling hard with the drop top, huh? Yeah, hey, just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Știu că Franklin are o abilitate specială la condus. Bă, de ce ai făcut, my friend? Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to stop. Vedeți, v-am zis. You need some bread? I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Hang right there. Alright. Keep busting, low. Whatever, homie. Bă, mi-era dor să joc. Chiar mi-era dor să joc Doriu din GTA 5. Și dacă tot am zis, bă, vreau să-l joc, hai să-l fac pe episod, de ce nu? Poate vă place și vouă. Poate vă place și vouă. Dacă vă place, v-am zis, apăsați și voi butonașul ăla de like și apăsați și butonașul de subscribe, că m-a ajutat foarte, foarte mult. M-a ajutat foarte mult. Nu costă absolut nimic dacă îmi lăsați și voi un like. Hai să strângem și noi, măcar, nu știu, 150 de like-uri la episodul ăsta. Facem și noi 150 de like-uri la episodul ăsta. Haide, mă, o dată, mă. Da, cum arată tot ce și cum, dar parcă nu știu. Cred că am terminat jocul ăsta de cel puțin 5 ori sau 6. Deci e ok. Minus. De ce mă bași pe aici? Nu înțeleg. Haide, mă. Așa. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Vine poliția. Și mi-a toată marfa. Explain that shit, my ass.
Bine că trebuie să scap de poliție acum. Hai că am și luat-o ca naiba. Bravo, frate. Hai să scăpăm de poliție. Ia să vedem, mai am abilitatea să scap de poliție. Nu prea îmi place să scap de... Ai! Nu. Ia, stai. Ok. Mergem în dreapta. Bun. Sper să nu vină. Ok, mergem pe aici. Ala s-a întors. Gata, am scăpăm și noi de poliția asta. Gata! Frumos! Ok. Dați-vă bă la o parte că vine Franklin, bă! Dați-vă la o parte, bă! Haide, bă! Am ajuns aici frumos, ia, așa frumos la Premium Deluxe Motorsports, dragilor, doamnelor și domnilor, mă apucă nebune la ora asta. Doamne ferește. Asta e fisul lui. Nu, Michael. Are you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Why, what the fuck? I mean N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. Parcă sunt eu, nu? Nu te mai poți. Cred că mă înșel, nu știu sigur. Dar cred că sunt eu, Simeon sau Simeone. Ceva de genul. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real or mean, he gonna get all his full money. Watch this. Yeah, I always want. I gotta go. Hey, Samuel. Ah, Samuel. V-am zis. Am avut dreptate. Mi-a ținut și eu ceva în minte. Ok. Vedeți, v-am zis că am cumpărat ăsta nou. Eu te am și mașină. Mines, mașina mea, ui. Hai la mar. Taci, mă. Bă, sper să nu-mi iau copyright pe aceste melodii. Că pe vocea mea clar nu-mi iau copyright. Că n-am o voce de... Cine știe ce? Opa. Hai mă, dă-te la o parte că vin eu. Ok. Hai să parcăm mașinuța în garaj. Yay, am ajuns acasă. Wee! Nigga don't hate me cuz I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer she fucking with, nigga. Yo, what? Barber shop is not available. Yo, them. Yeah. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. Mm-hmm. I'll see you at the thing. You here? Da afară, da afară. Doamne ferește. Băi, Franklin, trebuie să-ți faci curat, mă. Băi, trebuie să-ți faci tu curat, mă. Băi, trebuie să-ți faci curat, mă. Așa, mă, ai văzut? Exact ce-am zis. Mă, haide mă odată, mă, gata, așa. Dacă cam puțin bani am primit, mă, cam foarte puțin bani am primit.
Okay. Băi, ce să zic, cred că atâta cu episodul de astăzi. Ne revedem la următorul episod și continuăm povestea. Story-ul din GTA 5, doamnelor și... Opa, dacă aici n-avem voie. Ce dracu, mă încurc în casă, mă? Asta e camera, mă. Boule. Ok, bun. Hai să dăm și noi un save. Pentru orice eventualitate, în caz că se întâmplă ceva. Ok, create a new save. Bun. Gata! Păi ce să vă zic, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, subscribe și să dați un comentariu dacă vă place ceea și cum. Până data viitoare, a fost WXLMX de Sedan, ne revedem la următorul episod și următoarea emisiune din GTA 5. O să revin și cu Hitman, că mai avem de jucat și Hitman. Deci, până data viitoare, ceea ce vă zic eu de obicei, aveți grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!